Dragi telespectatori, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate ca la carte. Sunt Răzvan Trașcu și astăzi revine alături de noi în studio doamna doctor Elena Voiculescu, medic primar obstetrică ginecologie. Elena, bine ai revenit alături de noi. Alături de care vom discuta astăzi de principiu despre copii. Și mai precis despre ce înseamnă aducerea pe lume a unui copil și cum să facem ca acest eveniment să fie unul fericit și pentru tată și pentru mamă și pentru copii și pentru toți cei din jur. Și aș vrea, Elena, să începem discuția de astăzi cu partea cea mai importantă pe care cam toți uită să o dezbată. Ce anume pregătiri trebuie să facă părinții în momentul în care se consideră pregătiți? Din păcate, în ziua de astăzi, pregătit înseamnă inclusiv din punct de vedere financiar. Dar când sunt părinții pregătiți pentru primul copil, cum ar trebui să pregătească această sarcină din timp? Să începem cu tatăl, pentru că e un pic mai scurt capitolul, la fel de important însă. Viitorii tați ar trebui să știe că dacă fumează, minimum 3 luni înainte de concepție ar trebui să se lase de fumat, pentru că spermatida primară născută astăzi necesită 3 luni de viață în testicul până devine spermatozoid adult capabil să fecundeze oul. Deci în aceste ultime 3 luni e necesar ca testiculul să nu fie intoxicat de cianide, de monoxid de carbon, de nicotină. Tot în aceste 3 luni de viață, dacă este supraponderal, n-ar fi lipsit de interes să mai piardă câteva kilograme, dar într-un mod absolut sănătos, cu un strop de dietă și cu mult sport și în niciun caz cu învometare sau gastrosleeve, da? Ar fi bine ca în ultima lună, înainte de concepție, cuplul să-și ia o mică vacanță. Pentru că, în mod surprinzător, avem foarte, foarte, foarte multe cauze, foarte multe cupluri, mă scuzați, de infertilitate de cauză masculină. Se pare că bărbații moderni sunt foarte stresați. Și reacționează foarte prost la stres. Da, da, și reacționează destul de prost la stres. Motiv pentru care, chiar dacă sunt perfect potenți, pot fi ușor infertili. Și s-a constatat cu stupoare că după o vacanță, fertilitatea crește spectaculos și proba cea mai bună este că avem un boom de nașteri la 9 luni după vacanța de vară și un boom la 9 luni după vacanța de iarnă. Așa că o vacanță pentru cuplu în luna premergătoare nu e deloc lipsită de interes. Altfel, analizele standard pentru tată sunt cele bazale pe care oricum, teoretic, ar trebui să-și le facă anual prin medicul de familie, da? Care vizează, da, o hemoleucogramă, niște analize bazale de rinichi ficat, da? Antigenul de hepatită B, anticorpii de hepatită C, un HIV, un VDRL, care vor fi necesare ulterior la internarea mamei și, destul de important și destul de neglijat de tătici, grupul și RH-ul. Sigur, o să-mi spui că ar fi trebuit să le știe de la 14 ani. Așa din este, din păcate, însă, grupul puțin sanguin și RH-ul s-a renunțat la a mai fi lucrată de rutină, da, din vremea în care s-a renunțat la buletinul acela vechi de tip carnet pe care se și era treceau. Extrem de util. Poate acum cu noile carduri pe care există rubrica, dar mă confrunt la cabinet, dacă tot facem o paranteză, să discutăm despre, da, grup și RH. O grămadă dintre pacienți doresc să li se inscripționeze pe card grupa sanguină și RH-ul, doar că nu le știu. Și, din păcate, grupa sanguină și RH-ul, dacă nu sunt efectuate în cadrul analizelor de rutină, în cadrul sarcinii, nu sunt decontate de casa de asigurări și vor Știu. Trebui plătite de pacient. Da, suma este nu însă este modică. O sumă este modică și este realmente necesar să știm pentru a putea urmări bine sarcina respectivă ce grup și RH are și tatăl. Pentru că, bun, le aflăm la mamă în momentul în care o luăm în evidență sau mama le știe deja, dar copilul acesta de asta are doi părinți pentru că este jumătate de la mama, jumătate de la tată și grupul și RH-ul tatălui chiar sunt importante în bilanțul preconcepțional sau la luarea în evidența sarcinii. Deci, dragi telespectatori, nu faceți rabat de la a cheltui
câteva zeci de lei, aflați întotdeauna grupa sanguină și RH-ul, pentru că vor fi utile nu doar în eventualitatea în care doriți să aveți un copil, ci sunt bine de cunoscut orice s-ar întâmpla. Revenim la pregătirile pentru sarcină. Ce altceva mai trebuie să facă tăticul? În principiu cam atât. În principiu cam atât. Dacă nu există în familia lui boli genetice cunoscute, dacă nu există boli grave la rudele apropiate de gradul 1-2, deja de la gradul 3 nu ne mai interesează foarte, foarte tare, și dacă, sigur, nu au existat în antecedentele personale avorturi multiple, da? În antecedentele de cuplu. Dacă nu au existat lucrurile astea, altceva nu este necesar, să se odihnească, să nu fumeze, să nu se îngrașe și dacă se poate să și slăbească puțin, dacă e cazul, evident, să facă puțin sport, nu excesiv, pentru că am observat că bărbații care merg la sală fac excese în a face sport. Nu știu dacă vor să-și urce toată burtica făcută de bere vara sus pe umeri pentru toamnă, pentru sacou, sau dacă se simt vinovați de minimele excese făcute în alimentație și de asta vin la sală. Cert este că mie mi se pare excesiv efortul pe care îl depun, mi se pare epuizant, mi se pare consumptiv și nu ăsta este scopul. Și nu trebuie uitat, practic, că și sportul poate fi un stres dacă depășește... Absolut, absolut. Să fie totul cu măsură. Măsura. Și, nu în ultimul rând, tăticul nu trebuie să uite să curteze viitoarea mămică. Da, ce frumos ai spus. Pentru că ar trebui să avem grijă ca și mămica să aibă o perioadă mai relaxată, să nu fie... Nici stresată. În care să se simtă femeie, în care să se simtă dorită, în care să se simtă bine în pielea ei. Să se simtă iubită și securizată, pentru că până la urmă sarcina presupune oareșe riscuri pentru mămică, oareșe riscuri pentru copil. Și atunci ar fi de bun augur ca mămica să se simtă securizată măcar de mediul familial. Se pare că asta și stimulează ovulația. Există multe cicluri anovulatorii la mame stresate, la mame care nu se simt bine în pielea lor, la mame care nu au foarte multă încredere în viitorul de cuplu. Și atunci, evident, ar ajuta foarte, foarte mult lucrul ăsta. Dar e un lucru despre care puțină lume vorbește și nu știu de ce este un lucru pe care din ce în ce mai puțin bărbații îl înțeleg. În afară de securizarea viitoarei mămici, cu siguranță ar fi utile acele analize uzuale de care vorbeam și în cazul tatălui. Cu siguranță și mămica va trebui să aibă un bilanț al stării de sănătate, eventualele boli ar trebui cu siguranță corectate, echilibrate, înainte de perioada sarcinii. Cu siguranță trebuie să avem o mămică suplă, relaxată, fericită. Ce altceva ar trebui să facă o mămică în plus pentru o sarcină? Depinde foarte mult de vârsta mamei. Vedeți, femeile moderne, mai ales în mediul urban, au împins destul de mult vârsta sarcinii, mult după 30 de ani. Și atunci, în acești ani de viață, se adună în organismul viitoarei mame virusuri, paraziți, bacterii, care ei, ca adult sănătos, nu îi dau un simptom, nu îi dau un semn de boală. Însă, aceste microorganisme pot afecta profund formarea, fixarea și dezvoltarea embrionului. S-a hotărât la nivel european, din cauza problemelor majore de demografie cu care ne confruntăm, adică foarte pe românește spus, peste 20 de ani nu o să mai aibă cine să ne plătească pensiile dacă continuăm în ritmul ăsta, în Europa. S-a hotărât ca bilanțul pe care îl făceam postconcepțional pentru luarea în evidență, și anume profilul TORJ, să fie făcut preconcepțional, cu speranța că dacă depistăm astfel de microorganisme în organismul viitoarei mame, putem corecta prezența lor sau impactul lor asupra mamei și în felul ăsta să scădem rata de avort spontan, care este îngrijorătoare. În Europa, 61,8% dintre femei avortează o sarcină dorită de prim trimestru. Nu vorbesc de fertilizările in vitro, care au o rată de avort mult mai mare. Vorbesc de sarcini apărute din dragoste, programat sau semiprogramat, sarcini de care cuplul se bucură, pe care vin să le ia în evidență și care totuși nu reușesc să treacă de 12 săptămâni din niște probleme
preexistente în organismul matern, din niște probleme în compoziția spermatozoidului sau din niște cauze pe care ne străduim să le elucidăm și care fac ca embrionul să fie de fapt de proastă calitate și să nu reușească să treacă de acest prag de 12 săptămâni, da, să se îndrepte, da, până la urmă spre un făt viabil. Practic, pentru telespectatorii noștri trebuie să precizăm că acel torci nu este nicio torță pentru vorbitorii de limba engleză, ci din contră este abrevierea. Este abrevierea unui set destul de larg de germeni, de virusuri și bacterii pe care le depistăm în momentul efectuării acelui test. Vorbim de toxoplasmă, vorbim de rubeolă, vorbim de citomegalovirus, vorbim de herpes și alte virusuri. Și de streptococ. Și până la urmă, dacă ne-am făcut acest bilanț, hepatită, da, toate cele. Vom fi cumva în siguranță. În afară de asta, mama ar trebui să ia o formă de acid folic și aici intrăm în foarte multe discuții. Dacă ia acidul folic clasic și are sub 30 de ani, trebuie să ia o tablețică pe zi timp de 3 luni. Dacă ia folatul gata metabolizat, pentru că de fapt noi asta așteptăm de la depozitarea aceasta de acid folic, el să se transforme în folat, embrionului trebuie folat să-și structureze corect tubul neural. Viitorul sistem nervos. Dacă luăm folatul gata metabolizat, nu este necesar să-l luăm timp de 3 luni, este suficient o lună. Mai este o poveste legată de metabolizarea acestui acid folic. Se pare că după 30 de ani, enzima care transformă acidul folic în folat începe să scadă până la dispariție în intestinul viitoarei mame. Pentru că noi ca specie nu suntem concepuți să procreăm atât de târziu. Și cum natura nu consumă într-un mod, hai să zicem, inutil, energia, cercetătorii au constatat că dacă dăm acid folic simplu unei femei de 32, 34, 35 de ani preconcepțional, putem totuși să ne confruntăm cu malformații de tub neural la embrionul dorit. Și atunci suntem obligați să facem o întrerupere terapeutică. Deci, acidul folic este foarte important. Forma lui depinde de vârsta mamei. Dar avem pe piață, mulțumim lui Dumnezeu, suficiente forme și sunt medicamente ieftine, la îndemâna oricui, se dau fără rețetă, doar că trebuie știut că ele trebuie administrate minimum o lună, maximum 3 luni preconcepțional și primele 3 luni de sarcină. Elena, există un curent care prinde din ce în ce mai mulți adepți, de fapt mai multe curente, în cadrul curentului generic de, hai să-i spunem, revenire la origini, ca să folosesc un termen poetic, știi foarte bine că este din ce în ce mai la modă să fii vegetarian, vegetarian strict sau ovo-vegetarian, ovo-lacto-vegetarian, pescatarian și toate celelalte variante. În ce măsură un astfel de stil sau acel stil de viață pe care eu personal deja îl consider ușor prea drastic pentru felul în care a fost conceput omul și mă refer aici la veganism și chiar raw-veganism. În ce măsură acest stil de viață poate periclita mama și mai ales fătul? Pentru că, de exemplu, dacă mi-aduc corect aminte, în momentul în care consum strict alimente de origine vegetală și crude, riști deficite de vitamine din complexul B, în special B12? Absolut. Și nu numai noi, suntem omnivori, așa am fost creați. Nu putem să schimbăm într-o singură generație acest mod în care am fost structurați. Embrionul are nevoie, ca să se formeze corect, de proteine de calitate întâia, care nu există decât în carne, brânză, ouă și ciuperci. Da. Are nevoie, sigur, și de proteine de calitatea
proastă care se găsesc în mazăre, fasole, linte, dar poate nu vrem un embrion prostructurat. Principalele argumente ale adepților stilului vegan sau vegetarian este că își pot asigura, știu eu, din soia, din ciuperci și alte câteva ca organism adult. Da, dar unui embrion în formare, teoretic, viitoarea mamă ar trebui să-i dea tot ce îi trebuie. Îi trebuie proteine, îi trebuie vitamine, sigur că îi trebuie o cantitate foarte, foarte mică de lipide și o cantitate medie de glucide. Ori, fără o alimentație echilibrată, complexă, câte puțin din fiecare, în niciun caz mama nu trebuie să mănânce pentru doi, nu este necesar. Copilul ia din organismul mamei ceea ce îi trebuie, da, cu condiția ca mama să se alimenteze corect. Sigur, dacă vorbim, deja mama a rămas gravidă, este în trimestrul întâi, are o disgravidie severă de trimestrul întâi cu vărsături de 10-12 ori pe zi care duc la diselectrolitemie, atunci evident că ea va fi spitalizată și îi se vor administra vitamine, minerale în perfuzii. Dar această perioadă de disgravidie este scurtă. Restul sarcinii, cu structurarea completă și complexă a embrionului, cu creșterea lui spre un făt, se face pe baza unui aport alimentar complet. Proteine, lipide, glucide. Fără asta, orice ar crede veganii, vom avea nevoie de multe generații de vegani ca ei să ne demonstreze că copiii cărora le dau naștere sunt la fel de normal formați, în primul rând, sănătoși, rezistenți la viață și rezistenți la boli. Deci vor mai trece câteva generații bune până când am putea să privăm viitoarele mămici cu niște cunoștințe științifice solide, bazate pe o experiență, de ceea ce știm acum că este necesar pentru formarea viitorului făt. De altfel, dacă mi-aduc bine aminte, au fost câteva procese destul de sonore, cel puțin în Marea Britanie și Statele Unite, legate de acuze formulate de stat la adresa mamelor care, pe de o parte, prin stilul de viață au născut copii bolnavi. Pe de altă parte, au existat mame care au încercat să își hrănească copiii nou născuți cu fel de fel de alimente de origine vegetală pe care micuțul, evident, nu era, micuțul sau micuța, nu era pregătit capabil să le proceseze. Capabil să digere, evident. Deci cazuri de malnutriție, de probleme destul de severe. Din fericire, în România, totuși, curentul este de mai mică amploare și sperăm că cu ajutorul emisiunilor de sănătate, da, să sensibilizăm suficient de mult populația, cât să trăiască normal, așa cum am fost concepuși genetic să trăim. Da. Elena, spune-mi, te rog, există situații în care sarcina este dificilă sau contraindicată? Și aș vrea să începem discuția inclusiv prin a puncta, dacă vrei, intervalul de vârstă care este propice pentru a avea un copil. Pentru că, după cum spuneai, tindem, din considerente care privesc stabilitatea financiară, să împingem sarcina după 30-35 de ani. Am văzut chiar cazuri, e drept de fertilizare in vitro, dar mămici care ar fi putut să fie mai degrabă la vârsta senectuții. Cât de sănătos este să împingem această sarcină la vârste înaintate și ce riscăm în momentul în care împingem o sarcină la o vârstă de peste, știu eu, 35-40 de ani? E foarte greu să decidem noi ce este bine pentru cuplu. Sigur, putem să sfătuim medical că vârsta optimă la care femeia este fertilă este undeva între 18 și 32 de ani. Dar cu mențiunea că dacă până acum 4-5 ani spuneam că o primipară devine primipară în vârstă, adică are o patologie anume în timpul sarcinii din cauza vârstei ei, acum pentru că femeile moderne, cele care împing maternitatea din considerente profesionale, financiare, de stabilitate
familială și locativă, dacă vrei. Sunt femei care se îngrijesc, sunt femei care se străduiesc să mănânce corect, se străduiesc să facă un pic de sport, merg la controle periodice, deci cumva vârsta de risc s-a modificat și Uniunea Europeană a decis ca acum să denumim o primipară în vârstă după 36 de ani. Deci s-a mărit un pic, să zicem, intervalul de siguranță. Sigur, e un interval statistic. Se pot întâmpla necazuri și la 25 de ani, dar evident ele sunt mult mai frecvente la peste 36 de ani pentru primul copil. Al doilea copil, spunem noi că ar fi foarte, foarte, foarte bine să fie făcut, sau al treilea copil, până în 40 de ani. Deja după 40 de ani, riscurile genetice sunt foarte mari. Depășesc procentul de 50%, e un procent extrem de alarmant. Așa că, sigur, am sfătui viitoarele mămici să se încadreze undeva între, hai să zicem, totuși un 22 pentru România și pentru mediul urban, că trebuie terminat, mă rog, niște studii, trebuie avut un loc de muncă stabil, trebuie întemeiat, deci, o familie. Deci până la urmă, tot a treia decadă de vârstă rămâne cea mai propice. Pentru noi propice. În Europa mă tem că da. Sigur, dacă ne uităm peste ocean și ne uităm la India, Pakistan și vedem că acolo femeile procrează liniștit de la 14 ani și că până la 35 au câte 10 copii născuți natural, alăptați câte 2 ani fiecare, ne întrebăm unde e adevărul? Nu suntem ca vorbim ele. Totuși despre alte caracteristici, da, inclusiv din punct de vedere al fondului genetic, al obiceiurilor. Absolut. Elena, va trebui să facem o scurtă pauză publicitară. Dragi telespectatori, ne revedem după câteva minute pentru a vedea efectiv cum putem avea o sarcină sănătoasă. Dragi telespectatori, bine ați revenit! Sunt Răzvan Ioan Trașcu și alături de mine este Elena Voiculescu, alături de care discutăm astăzi despre sarcină, cum pregătim o sarcină și cum ne asigurăm că sarcina va duce la nașterea unui copil sănătos de care să se bucure ambii părinți. Elena, discutam înainte de pauză despre sarcină și cât de frumos este să se pregătească și tăticul și mămica, să pregătească amândoi pentru un copil. Există însă situații neplăcute. Am, de exemplu, câțiva pacienți în ipostaza asta, în care se întâmplă, de exemplu, ca părinții să facă totul ca la carte, dar să fie mici probleme în a rămâne însărcinată mama. Ce este de făcut pentru ei? Atunci analizele uzuale nu mai sunt suficiente. Se începe întotdeauna cu o spermogramă, pentru că putem exclude în felul ăsta peste 52% din cauzele de infertilitate de cuplu. Se începe cu o spermogramă. Este o analiză simplă, neinvazivă, nedureroasă, ieftină, cu rezultat rapid. Dacă există modificări, evident există tratamente, s-au inventat multiple tratamente pentru viitorii tătici, pentru fertilitatea lor, da? Nu discutăm despre potență. Potența și fertilitatea nu sunt unul și același lucru. Am vorbit despre un bărbat care să fie foarte potent sau chiar exagerat de potent, dar care să aibă o problemă de fertilitate. În numărul de spermatozoizi, în mobilitatea lor, în durata lor de viață, în forma lor, și lucrurile astea se pot ameliora cu tratamente făcute între minimum 3 luni, da? Că am vorbit despre viața spermatidei, și, mă rog, maximum un an, cu rezultate foarte bune. Care ar fi specialistul căruia ar trebui să se adreseze tăticul care are o astfel de problemă? În general, există urologi, andrologi, există urologi bărbați care s-au supra-specializat în a trata infertilitatea de cauză masculină, sau unor clinici de infertilitate care au o echipă complexă care are grijă și de viitorul tată, nu numai de viitoarea mămică cu problemele de infertilitate de cuplu. După Bun. Care se fac neapărat anticorpii antispermatici, dacă cuplul este un cuplu cu o durată mai lungă de viață de cuplu, pot apărea în timp anticorpi antispermatici, adică ea ar putea face copii cu orice alt bărbat din lume, el ar putea face copii cu orice altă femeie din lume, dar împreună nu iese. Mama se apără de... Da. Da, tata, da, ca da, să zicem da. Este așa. Un mod de contracepție naturală care a intervenit pe pământ la momentul la care acest clop pământesc a început să fie suprapopulat.
Deci, în momentul în care avem o problemă de fertilitate, ne adresăm medicului de familie sau medicului ginecolog și, ulterior, cu ajutorul urologului, cu ajutorul eventual al unei echipe pluridisciplinare, rezolvăm această problemă. La tată e simplu. Există... La tată e simplu. Da? Pentru putem că analizele sunt simple. Putem transforma totul într-un conflict între sexe, pentru că voi, doamnele, întotdeauna spuneți că lucrurile sunt mai simple pentru noi bărbații. Da, se pare că așa și sunt. Se pare că așa și sunt. Sunt alte griji, alte responsabilități pentru viitorul tată, dar capitolul de investigații pentru partea strict de infertilitate este simplu. La mamă este mult mai complicat. Analizele pot fi lungi sau pot fi costisitoare. Da, chiar la modul la care unele cupluri nu-și pot permite, iar altele sunt chiar invazive, dureroase. Iar cauzele de infertilitate maternă sunt întotdeauna mai dificile de, ca tratament, ca absolut. Perioadă de timp absolut. Și toate celelalte. Absolut, pentru că totuși incubatorul e acolo. Există alte situații la fel de neplăcute sau poate chiar mai dureroase, situațiile în care cuplul dorește sarcina, face toate pregătirile, se produce fertilizarea, dar apar, cum povesteai înainte de pauza noastră, apar avorturile. Ce este de făcut atunci? Pentru că părinții ajung la niște momente de deznădejde, pierderea unei sarcini este un eveniment traumatizant, mai ales dacă părinții doresc amândoi absolut. Sarcina respectivă. Ce au ei de făcut? Depinde foarte mult de numărul de avorturi spontane. După primul avort spontan, dacă nu a fost efectuat profilul torș preconcepțional, pentru că puțină lume știe că trebuie făcut totuși, atunci facem profilul torș, facem o analiză a spermei să vedem dacă teoretic embrionul a fost de bună calitate genetic din punctul acesta de vedere, pentru că e o analiză simplă, și continuăm să tratăm mama și cu un progestativ de sinteză pentru fixarea sarcinii și neapărat cu folatul, respectiv acidul folic de care am vorbit deja. Dacă avem două avorturi spontane, ne gândim la o trombofilie, la o boală mai rară care totuși afectează cam 20% din populație și care constă în niște tulburări de coagulare între mamă și făt. Există tratamente pentru această afecțiune, doar că bilanțul de trombofilie nu se face standard preconcepțional din cauza costului. Sunt costuri mari, peste 10 milioane, costă un bilanț corect de trombofilie și din acest motiv nu investigăm această probabilitate înainte de două avorturi spontane. Dacă există trei avorturi spontane, lucrurile iau deja o turnură dramatică cumva pentru familie și de-abia atunci ne gândim la niște anomalii care se investigează în cadrul unui sindrom antifosfolipidic. Sunt niște ciudățenii autoimune, rare, nu prind mai mult de 5-7% din populație, foarte scump de investigat și destul de complicat de tratat, dar la un astfel de bilanț ajungem în cazul cuplurilor cu 3 avorturi spontane. Cam ăsta este algoritmul european cu care facem o pregătire pentru o viitoare sarcină dorită. Dincolo de aceste aspecte, pe undeva neplăcute, pe undeva ușor alambicate, pentru că în momentul în care începem să discutăm noi despre algoritmi, poate lucrurile devin ușor mai dificile pentru cititori. Concluzia de bază ar fi că totuși trebuie o comunicare foarte bună cu medicul de familie, absolut. Cu medicul ginecolog, poate și cu medicul urolog, pentru dacă că e necesar. Există soluții, absolut. Se pot încerca absolut. Foarte multe lucruri și există trebuie înțeles... Există investigații și există tratament. Și trebuie înțeles că nu întotdeauna găsirea diagnosticului, găsirea cauzei este foarte simplă și chiar dacă este un proces de durată, asta nu înseamnă neapărat că medicul nu este bine pregătit, absolut. Ci că există și situații mai puțin norocoase. Pentru că până la urmă, chiar și în profesia noastră, există și factorul de risc, nu? Foarte adevărat. Ca să detensionăm un pic atmosfera, pentru că tot vorbeam de lucruri triste, știi și tu și știu toți telespectatorii noștri că noi ne raportăm întotdeauna la statistici. Dar statistic vorbind, dacă pui o mână pe un bloc de gheață și o mână pe plita încinsă, în medie ești la temperatura de confort. Da, absolut. Bun.
Hai să revenim la sarcina noastră, în care fie că au fost, fie că n-au fost probleme, totul s-a întâmplat până la urmă. Suntem în primul trimestru de sarcină. Ce facem? Un trimestru frumos și puțin tensionat și el, pentru că până când nu depășim 12 săptămâni, ideea aceasta a procentului foarte, foarte mare de a avor mai mult de una din două europeni ce totuși pierd sarcina până în 12 săptămâni, face ca persoanele informate să fie puțin tensionate, să zicem, dar ele trebuie să-și facă temele. Facem un test din urină, cel mai simplu, cel mai ieftin, în momentul unei amenorei. Facem un beta-HCG din sânge, dacă este necesar și testul nu este foarte, foarte clar. Facem o ecografie numai de vreme de 6 săptămâni, pentru că chiar și cu ecografia transvaginală, foarte performantă, înainte de 6 săptămâni, ginecologul nu va putea spune mare lucru. Dacă avem răbdare și semnele de sarcină persistă, poate chiar ar fi bine la 7 săptămâni, când avem șansa să vedem și un embrionaj în formare. Dacă am făcut la 6 săptămâni, când nu aveam decât oul, doar să confirmăm prezența sarcinii și poziția ei, că este intra și nu extrauterină, și corpul galben de sarcină, adică să vedem că ovarul care a ovulat s-a transformat chistic în ceva ce va hrăni viitorul embrion, următoarea ecografie, următorul consult ar fi corect de făcut undeva la 10 săptămâni, pentru că atunci embrionul s-a format. Sperăm să confirmăm că este viu ascultând ecouri embrionare, da, ce spun mămicile, vreau să ascult inimioara. Sigur, nu are o inimioară la 10 săptămâni, dar locul care emite ecouri embrionare va deveni viitoarea inimioară. Tot la 10 săptămâni este corect să recoltăm sânge pentru bitest. Și pe urmă vine marele prag, pragul de 12 săptămâni cu bitestul. Bitestul este o analiză complexă. Este o ecuație matematică în care băgăm valorile de sânge recoltate la 10 săptămâni, o grămadă de măsurători efectuate ecografic la 12 săptămâni, rasa mamei, bolile preexistente, diabet, obezitate, dacă e fumătoare sau nu, înălțime, greutate, tensiune la mâna dreaptă, la mâna stângă, o grămadă de date. Și din această ecuație, de fapt și de drept, rezultă dacă ne confruntăm cu prezența unor soft marker de anomalii genetice sau nu, adică dacă suspectăm embrionașul că nu ar fi normal structurat. Dacă rezultatul este prost, indicația următoare este de amniocenteză. Este singura analiză cu rezultat de 100% real, bun sau rău, în funcție de cum s-a structurat embrion. Dacă rezultatul este bun, imediat să terminăm cu primul trimestru, dacă rezultatul este bun, respirăm ușurați, dăm o petrecere cu toți prietenii și trecem în trimestru 2, care este un trimestru mult mai frumos, mult mai simplu, mult mai ușor, cu o rată de avor de doar 10% și asta prin infecții urinare sau traumatisme, lucruri evitabile să spunem, da? Și în care nu avem foarte mult de urmărit. Sigur, trebuie să continue să se ducă la medicul de familie lunar orice mămică gravidă, chiar dacă a trecut cu bine peste acest hop de 12 săptămâni. Sigur că trebuie să-și ia o tensiune, să-și controleze greutatea, să aibă grijă la dietă. Teoretic, din trimestrul 2 ar trebui să suplimentăm cu un pic de omega-3 pentru sistemul nervos al copilului, dar nu cu tonele de vitamine la modă. Pentru că dacă mama se alimentează este corect... Este o adevărată modă în momentul de față, a devenit o adevărată industrie, gama de produse pe care le găsim în aproape toate farmaciile și care... Și pe care suntem îndrumați de farmaciste să... Și care se adresează viitoarelor mămici, viitorilor tătici, proaspetelor mămici, suplimente pentru luna 1, luna a doua, luna a treia și așa da, mai departe. Este o exagerare. Este o exagerare inutilă și nici nu știm în timp dacă nu și periculoasă. Atâta vreme cât femeia se alimentează corect, cât nu varsă de 5, de 6, de 7 ori pe zi, cât să necesite tratamente medicale, nu este necesar. Sarcina e un eveniment fiziologic în viața unei femei. Organismul matern este pregătit să susțină dezvoltarea embrionului în mod natural pe baza alimentelor obișnuite. Pe baza unei diete sănătoase. Absolut. Și suficient de variate. Absolut. Deci dacă ar fi să fie nevoie de suplimentarea dietei cu ceva pastile, putem vorbi doar de folat, eventual fier.
absolut, dar dacă este necesar, pentru că medicul de familie are această grijă să urmărească, da? Cu avizul medicului de familie absolut. Sau al medicului ginecolog, absolut. Niciodată doar la recomandarea farmacistului sau a prietenei vecinei. Verișoarei, care a fost și ea gravidă celelalte. Cu câteva luni înainte. Da. Vorbeam mai devreme despre amniocenteză și rămâi datoare să ne explici. Da, pentru că am intrat în trimestru 2. Ce este amniocenteza? Am intrat în trimestru 2 pentru mamele fericite la care bitestul nu a arătat un scor de risc. În trimestru 2 nu avem de făcut ceva special. Este de făcut în mod particular de către ginecolog doar ecografia morfologică, care e un spectacol, este o bucurie, sperăm, pentru cât mai multe dintre mămici, dar care are un rol medical și științific important, caută anomalii de organ. Dacă bitestul a căutat anomalii de celulă, de nucleu de celulă, ecografia morfologică caută anomalii de organ. Sigur, în România foarte mulți părinți vin la ecografia morfologică pentru a ști sexul copilului. E un pic trist, pentru că ar trebui să ne bucurăm de orice copil sănătos și nu dacă de un anume sex, dar poate o să se schimbe așa un pic. Dacă îmi dai voie să facem o mică paranteză, practic ceea ce caută părinții la ecografia de trimestru 2 și ceea ce caută medicul sunt niște chestii complet diferite. Da, practic, da. Dacă pentru părinți este un adevărat spectacol, pentru că pot să vadă mânuțele și cum le face exact, cu mânuța exact, și cum suge și degețelul și gură, sigur. Cum se joacă cu picioarele, practic medicul trebuie să caute fiecare o organ grămadă vizibil de ecografic. Parametri și să măsoară o grămadă de lucruri. Da. De asta dincolo este lungă. De a spune asta este și costisitoare, pentru că aparatul este foarte scump și amortizarea lui, din păcate, nu se prea face corect, dar este o investigație scumpă care necesită un aparat foarte performant, un specialist bine pregătit, foarte bine pregătit, a cărui supra-specializare a costat o grămadă și s-a făcut pe bani proprii, un loc civilizat în care mama să fie bine ca temperatură, ca poziție, pentru că durează 30-40 de minute, uneori 50 de minute la gemen peste oră și este greu și pentru ea, copilul se agită foarte tare pentru că fluxul de sunete din sonda de 4D pe care este o folosim e mare. Și este exacerbat copilul. De lichidul în care lovind, se găsește copilul. Se produc contracții și așa mai departe. Adică, da, pare un spectacol. De obicei, cuplurile ies fericite din cabinetul respectiv, cu vești bune. Este ceva interesant și important, dar asta numai în situația unei evoluții bune. Dacă ne întoarcem la bitestul prost cu risc, în acest trimestru 2, trebuie să facem amniocenteza. Amniocenteza este o investigație ușor invazivă cu niște riscuri de sângerare uterină, de stop cardiac la copil. Sigur, foarte mici procentual, dar pe care trebuie să discutăm într-o emisiune de specialitate, care însă pune la adăpost cuplu de a da naștere la luna a noua unui copil cu niște anomalii necorectabile, medicamentos sau chirurgical. Amniocenteza este un examen de siguranță, este un examen care scoțând un pic de lichid amniotic, care pe urmă este analizat într-un laborator de genetică, ne spune dacă compoziția nucleului fiecărei celule din viitorul nostru copil este corectă. Adică avem 44 de cromozomi obișnuiți plus un X și un Y sau plus un X și un X, da? În caz de fetiță deci, sau practic, băieță. Vorbim despre extragerea cu ajutorul unui ac a unei cantități de lichid amniotic. Da. Și din acest motiv spuneam că sunt riscuri atât pentru mamă cât și pentru copil care reacționează la trauma suferită practic de mamă în momentul în care se face această așa funcție, este. Procentul procedură. De accident este extrem de mic. Importanța metodei este extrem de mare pentru că ea nu se face sistematic, după cum am spus, ci numai în situația nefericită în care scorul de risc calculat de ecuația de la bitest este mare pentru afecțiuni genetice. Dar amniocenteza ne dă foarte multe date. Nu ne spune doar dacă va fi un copil cu sindrom Down sau nu. Caută toate sindromele genetice, pentru că sunt și altele, Edward și așa mai departe, n-are sens să speriem telespectatorii, caută chiar și surditatea congenitală, caută și mucoviscidoza, afecțiuni grave care pot greva viitoarea dezvoltare a copilului chiar născut viu. Deci este o analiză importantă de care nu ar trebui să se teamă foarte tare mamele care își vor permite financiar să o facă.
pentru că ea, de fapt și de drept, pune la adăpost cuplu de un mare necaz ulterior. Dar altfel, trimestrul 2 e un trimestru frumos în care o vizită la medicul de familie cu tensiune, cu greutate, cu analiză pentru eventual anemie, cu un sumar de urină în cazul unor mici probleme care mimează cistita. Pot apărea, sunt fiziologice, trece foarte, foarte frumos și simplu și ca investigație și ca costuri și ca evoluție. Și ajungem în trimestrul 3. Care e greu? Care este greu? Este greu fizic pentru mamă. În primul rând de suportat. Este greu și afectiv și emoțional, pentru că se apropie momentul nașterii și încep emoții și încep povești, horror din anturaj. Este momentul în care vecinele încep să știe mai bine decât viitoarea mămică ce este absolut, de făcut. Absolut, dar din acest motiv consulturile nu mai trebuie să fie lunare, ci bilunare. Măcar o dată la 2 săptămâni ea trebuie să fie văzută de cineva. E foarte bine dacă o dată pe lună merge la ginecolog, dar atunci tot o dată pe lună, la un interval de 2 săptămâni, ar trebui să meargă la medicul de familie. Este ceva extrem de important pentru că urmărirea e diferită. Evoluția mamei e diferită, evoluția copilului care crește spectaculos în acest trimestru se face cu un consum foarte mare de la mamă și cu niște afectări ale organelor vecine uterului în organismul mamei. Se împinge diafragma în sus, mama are dispnee, nu mai ventilează bine, deși trebuie să oxigeneze mult mai bine copilul, cordul se orizontalizează, apar palpitațiile, evident că numai un consult poate să-i spună dacă e o afectare cardiacă preexistentă sau este legat strict de sarcină, coloana face o hiperlordoză cu dureri mari până la criză de lomboșciatică. Pentru că deja mama începe să susțină și greutatea copilului și centrul de greutate se mută? Amniotic. Sigur că da. Vezica urinară săraca suferă îngrozitor, nu mai poate să se destindă până la 300 de mililitri de lichid și atunci, din oră în oră, iată mamă și ziua și noaptea trebuie să meargă la toaletă. Vorbim iritațiile deci care se produc local cu igiena la nivelul stomacului, sunt mai mari, iritația gastrică, refluxul gastroesofagian, hemoroizi, varicele, picioarele umflate. Dar nu astea sunt lucrurile cele mai grave din trimestru 3. De reținut însă, dragi viitoare mămici, că în trimestru 3 este foarte important să vă sfătuiți mai ales cu medicul și mai puțin cu vecina sau prietena sau mama, bunica, verișoara. Da, e foarte, altcineva. Foarte important, pentru că, de fapt, cea mai dramatică complicație a trimestrului 3 este preeclampsia. Este o boală ca atare, datorată faptului că rinichiul mamei nu este capabil să epureze și toxinele copilului care are această creștere vertiginoasă. Boala aceasta se poate solda cu drame, mama poate face convulsii până la deces, poate face deslipire de placentă până la decesul copilului și din acest motiv este extrem de important ca din 2 în 2 săptămâni să fie văzută de medicul de familie care ia tensiunea, verifică edemele, face un sumar de urină cu dozare de albumină și de medicul ginecolog care instituie un tratament în acest caz. Și trebuie să lămurim telespectatorii noștri că practic toate aceste controle, mai dese sau mai rare, au ca scop păstrarea sănătății mamei. Absolut. Mai ales având în vedere că perioada sarcinii este o perioadă care, printre altele, reprezintă un stres pentru mama. Absolut. Care poate decompensa la nivelul tuturor organelor enumerat. Orice organ. Elena, pentru că mai avem câteva minute înainte de pauză, din păcate, doar câteva minute, deși întrebarea este foarte largă. Până la urmă, cine decide dacă este mai indicat cezariana sau nașterea normală? Copilul ar trebui să decidă prin mărimea lui, prin poziția lui, prin prezența sau absența unor circulare de cordonbride amniotice, dar mai ales prin felul în care primește sânge de la mamă în ultimul trimestru. Deci Dopplerul de la 32 de săptămâni efectuat de specialist ne ghidează cumva spre a ști dacă acest copil este apt să suporte orele de travaliu natural, că sunt între 8 și 12 ore de contracții până la o naștere pe cale vaginală, pe cale naturală, normală, dacă el este apt sau dacă nu cumva este într-o suferință cronică fetală care îl va face să decompenseze și atunci nu merită să-l supunem acestui stres de fapt și de drept. Deci, practic, intervenția cezariană ar trebui rezervată ca pe vremuri când se spune că a fost concepută doar acelor situații în care se pune în pericol viața
mamei și sau a fătului. Da. De mamă știm, de la bun început, dacă există o miopie forte, dacă există o placentă previa centrală, dacă există o anomalie de bazin, lucrurile astea le știm de dinainte de a rămâne gravidă unele și de la momentul formării placentei pe celelalte, deci cu mama e simplu, dar de fapt și de drept copilul decide după Dopplerul de 32 de săptămâni. Elena, timpul alocat emisiunii noastre, din păcate, s-a apropiat de sfârșit. Dragi telespectatori, cred că ideea cea mai simplă de reținut este că dacă vreți un copil și dacă vreți o sarcină frumoasă și armonioasă, trebuie să o pregătiți din timp. Trebuie să aveți grijă, în primul rând, la sănătatea și, de ce nu, liniștea dumneavoastră în cuplu. Și trebuie să vă împrieteniți, dacă nu sunteți deja prieteni, atât cu medicul de familie, cât și cu medicul ginecolog. Elena, îți mulțumim pentru toate sfaturile de astăzi. Dragi telespectatori, ne revedem duminica viitoare la 14:30. Până atunci, sănătate la maxim vă dorim!